Deși am fost invitat de Patriarhia Română să inaugurez astăzi un proiect mai vechi al meu, Mănăstirea Apostolache, reconvenționată și depusă în valoare pe fonduri europene, am preferat să vin aici, având în vedere, pe de o parte, prietenia noastră, pe de altă parte, ce am vrut să facem pentru a ne aduce din nou aminte că trebuie să fim mândri că suntem români. Pentru că într-o țară în care, din nefericire, datorită lipsei de educație și rătăcirilor prin tranziție, astăzi, când ar trebui să aniversăm 100 de ani de la Creierea României Mari, aniversăm și au pierdut în vremea cu tot felul de fleacuri, cu tot felul de pietre, cu tot felul de șmecherii, cu tot felul de povești, nu o să auziți nici azi pe televizoare, că se întâlnesc atâția ani când s-a creat prima conductă de petrol al României. Nu s-a auzit nici azi că sunt 160 de ani de când România a inventat prima rafinărie din lume. Nu s-a auzit iar de un roaică, un neamț, un turc, un tătar, care își fac de cap și își fac mentrele pe scopa noastră țară, România. De aceea, astăzi încercăm să ne aducem aminte că existența unui popor, demnitatea lui, mândria lui, s-a afirmat. Dacă o comentăm în fiecare zi și povestim în fiecare zi, bă, ce face aia și ce face aia, o să mă cu toții în prăpastia uitării și dispariției poporului de pe harta lumii. Ceea ce facem azi este, de fapt, repunerea în dreptul a ceea ce înseamnă român și mândria de a fi român. În al doilea rând, la rugămintea domnului primar, de aceea nu m-am îmbrăcat în mod vestit, că mă gândeam că ajung la mănăstirea de la Apostolate, dar a insistat foarte mult să vină. Vreau să vă spun că, pe lângă ceea ce am făcut împreună în această comună, care părea că e desprinsă dintr-un articol, dintr-o poezie a lui Iubescu, Sintrage Gloria Lumii, adică așa dispare Gloria Lumii, dintr-o localitate care a avut bani și întreprinderi, industrie, care parcă au dispărut, ne reîntoarcem și spunem că iată că făile de la Telega intră pe mâini bune, iată că gazul metan deja a făcut câțiva kilometri prin localitate și se va dezvolta, iată că apa potabilă este la dispoziția cetățenilor, iată că în curând vor începe lucrările de canalizare și mai ales vă invit pe 16 august, în amintirea a tot ceea ce a fost pe aceste pământuri, daci, romani, năvălnicori și așa mai departe, să lansăm împreună proiectul turistic numit Drumul Sării. Nu se vor mai face fabrici și uzine la munte. A venit urgent fabrica de tractoare în mijlocul muntelui sau de pompe de injecție la Sinaia, nu o să se mai întâmple. Parcurile industriale, care le vedeți că iau naștere la Purești, iată că deja sunt peste 20.000 de salariați în cele trei parcuri industriale și pe cele mai mari industrie ale lumii sunt prezente, străzile se numesc Bruxelles, Washington, New York și așa mai departe, deja în comuna acestui activare, nu înseamnă că noi ne părtăm, plecăm de aici și avanturăm trecutul, istoria și bogăția de patrimoniu. Drumul Sării, care va pleca din tabla Vâlții până la capitala Mariei Sale, la Târgoviște, urmarea lucrărilor pe care le-am făcut împreună cu domnul primar, între Cosminele și Muștenari, ne permite să relansăm turistic și această localitate, în prezența tuturor cursanților de la Universitatea Nicolae Iorga, care știți că sunt profesori de istorie și de cultură românească din afara României, care se întâlnesc o săptămână la Mării de Munte, intenționăm deci, repet, de 16 august, să lansăm acest proiect turistic, iar Telega să devină una din centrele importante ale acestui grup turistic numit Drumul Sării, alături de cetatea de la Tabla Vâlții, de Ramidava pe care o căutăm încă, alături de castrul, marele castru roman pe care trebuie să-l vizitați de la Drajna, alături de Coiful de Aur de la Coțofenești, alături de ceea ce am reușit să realizăm în acești ani în orașul Sării, alături de ceea ce se realizează în Varna Câmpina, unde desfătea din așa o mare galerie a cantacuzinilor, marea familie care a condus România, început cu Mihai Viteazul, până la 23 august 1944,
în diverse funcții și titulaturi domnești și să putem merge în continuare cu Vrodița de Jos și Vrodița de Sus până la Vrodiște, cu lucrările fiind terminate în ceea ce privește asfaltarea și să ne aducem aminte că 26 de domnitori au dat porunci de la Tercopiște, spunând că țara asta a românilor și că țara trebuie să ne rămână. Vă invit la acest sistem de colaborare, dincolo de faptul că mie îmi place mai mult să știu cine a fost Anger Salini decât Căveși, mie îmi place mai mult să știu cine au fost frații mei Tințeanu decât Claus Werner Iohannis și putem continua. Deci trebuie să ne gândim astăzi ce am făcut, ce facem și ce trebuie să facem. Noi am pornit acest program în Comuna Tereca și de readucerea minte, început prin inaugurarea Monumentului Eroilor Neamului, într-o formă articulată și modernă, care o veți aici din acest centru cultural. Primăria, dacă ONB-ul și-ar mai aduce aminte, dacă și-ar mai aduce aminte că trebuie să fie purtătoarea celor 160 de ani din industrie de petrol în România și nu o firmă care nu se mai gândește la România, ar fi trebuit să aibă astăzi pus în centrul acestei comune bustul regelui Ferdinand, care a fost dezvelit de petroliștii acestei țări în anul 1937, tot aici, în centrul acestei comune. Finanțarea lui au făcut-o petroliștii. Astăzi, petroliștii nu mai sunt ai României. Și să țineți minte și cu asta închei. Avem peste câteva zile 100 de ani de la Marea Bătălie de la Mărășești. Cele trei bătălii, Loidus, Mărăști, Mărășești, au consacrat trecerea României din două provincii unite, Moldova și Țara Românească de Cuza, și cadrelaterul, după primul al doilea război Balcanii, în ceea ce am numit noi România Mare. Învățămintele acelui efort sunt următoare. De câte ori am luptat împotriva nemților, austriecilor și ungurilor, am câștigat teritorii și am făcut România lui Deceva. De câte ori ne-am aliat cu ei, am pierdut teritorii. Vă mulțumesc, domnule primar, și vă doresc strălucire în ceea ce faceți în această perioadă.